Bună dimineața, părinte! Bun venit din nou în... Vorbim mai în șoaptă, să nu trezim pe vodă, cum s-ar zice. Suntem în biserica Mănăstirii Znagov, așa cum le-am promis telespectatorilor. Am și noi curios să-i trecem pragul și iată-ne lângă mormântul voivodului Vlad Țepeș. Lângă piatra care consemnează după o tradiție mai târzie, ceea ce noi am început să povestim la Comana, dacă trece aminte, la Mănăstirea Comana în urmă cu aproape mai bine de un an, și anume un loc, posibil loc de mormântare în care tradiția spune că ar fi... L-am rugat pe operatorul nostru din spate, noi nu le spunem telespectatorilor că e acolo, să rămână acolo și pentru a povesti, de fapt, reconstrucția acestei biserici. Dărâmată, ajunsă în ruine, când Neagoi o reface pur și simplu, rașchetând totul, și ea ca element de construcție, de identitate, mormântul lui Vodă, care după tradiție era pus în dreptul icoanei Mântuitorului Hristos. Deși Vod ar fi vrut prin testamentul rostit fie chiar pe solei. În dreptul solei. Și atunci ei au pornit de la ideea că aici este solei, au ținut cont de acel testament, nescris dar vorbit, și atunci au reconstruit biserica rupând un pic axul. Ușile împărătești nu mai concordă cu intrarea pe sub cel mai bătrân turn bisericesc din țara românească, 1413-12. El este cea mai veche construcție atestată a unei construcții bisericești în zonă și nu numai în zona aceasta, ci în, dacă vrei, în țaratul vlahilor, acestora nordul Dunăreș. Și este important să înțelegem mesajul acesta. O biserică se reconstruiește în jurul mormântului unui voievod, așa cum biserica Anastasiei se construiește nu la Sfântul Mormânt, în jurul Sfântului Mormânt al Mântuitorului, așa cum multe dintre lucrurile care sunt construite, atosul cu Marea Lavră sau cealaltă, în jurul unei personalități care încheagă într-un fel sau altul spiritualitatea locului. Probabil că locul a fost atât de zbuciumat și pentru zbuciumul celui care este, presupunem, fără a supăra pe nimeni prin aceasta. Eu m-aș bucura să fie de fapt două morminte, unul în care să fi fost așezat Vodă pentru o vreme și apoi readus la odihnă veșnică încoace, împăcând într-un fel sau altul cele două laturi ale cercetării, Mănăstirea Comana și Mănăstirea Znagov, în felul acesta în care Dumnezeu știe să le împace pe toate. Se pare că era, de fapt, într-un început sub icoana Mântuitorului și iată că acum, acum biserica a fost translată. A fost translată tocmai pentru a fi acolo unde și-a dorit, în fața ușilor împărătești, izvorul de unde se cuvânta, nu? Nu cred că Țepeș nu se gândește la această valoare a bisericii în viața sa. Revin, e locul de joacă al voievodului, e locul de adolescență al voievodului, înainte de a fi trimis ca în exilul său de la Stambul. E locul în care, până la urmă, se retrage și revin, este cel care rectitorește și reașează într-un soi de fortăreață tot ceea ce înseamnă Mănăstirea Znagov. Și am arătat data trecută pe ponton cărțile legate de istoria Znagovului, de istoria mentalității lui Țepeș legate de Znagov. Suntem în mijlocul unui rai de pictură, care cu totul și cu totul este fascinantă. Deci când am intrat, mi s-a tăiat respirația. Ctitoria aceasta lui Neagoe Basarab poartă pictura lui Dobromir cel Tânăr, 1563, refăcută în 1815 și în 1904. E de o frumusețe ieșită din comun și cred că reprezintă în esență una dintre marile picturi prin care oricând spiritul brâncovenesc a tras cu sine sevă din veacurile anterioare, pentru că nu suntem doar în fața unei puneri pe perete a unei iconografii. Suntem în fața unei istorii întregi omenești. Avem aici, de o parte, ctitorii care țin biserica, iar la un moment dat ea era în mod cert numai până aici. Până aici este biserica, iar din spate doamna Chiajna lărgește spațiul pentru a putea să intre în acord cu propria ei dorință de a-i proteja și de a proteja mormintele celorlalți, care în mare parte sunt nu numai boieri din zonă, domni din zonă, fii ai acestora, care apoi sunt preluați din partea de intrare în biserică și mutați mai pe margine. Din nefericire, anii 1800 aduc și cimentul, nu numai piatra în construcție. Dacă aici suntem sub covoarele acestea, se păstrează gresia originală a construcției, de aici încolo intrăm pe dalele care restaurate și reconstruite. A fost darul lui Dumnezeu totuși că această pictură s-a păstrat în condiții în care biserica... A plouat în continuu, zeci de ani, sute de ani aproape, și totuși pictura, asta înseamnă de fapt o pictură de valoare. Pictura originală se păstrează și înfrumusețează până astăzi, acest spațiu cu totul
insular, dacă vrei, al culturii din zona Bucureștiului și nu numai din al culturii din zona Bucureștiului. Stâlpii de piatră, construcția aceasta extrem de serioasă. La un moment dat se povestește că oamenii au preluat de aici multe din lucruri și le-au cărat cu ușurință, cu lotca pe mal, împrumutând lucruri pe care nu le-am mai adus niciodată înapoi. Ceea ce n-au putut lua a fost pictura. Nu uita că aici au fost temnițe la un moment dat, pușcărie. Există în altar, în apropierea proscomidiarului, însemne scrise, amereuri de pușcărie desenate. Pentru că, dincolo de faptul că a făcut temniță pentru tâlhare aici, vodă, ea în timp a mai jucat acest rol și întotdeauna, din nefericire, fiind părăsită și așa cum era, era spațiul în care își depozitau, dacă vrei, păcătoșii cu păcate cu tot, într-un spațiu departe de lume. Ce se zicea și atunci, așa acum, că e ceva mai civilizată. Dar în această insularitate se păstrează această fascinantă poveste a bisericii, care se întretaie cu aceea biserici, revin plecând de la Sfinți și ajungem la Ctitori, plecăm iarăși de la imnul Acatis și ajungem la povestea vieții Doamnei Chiașna și a copiilor săi și, dacă vrei, ieșim pe sub cel mai vechi port, tur clopotniță din istoria noastră arhitectonică, pentru a ne apropia de o lume care astăzi, din nefericire, apreciază mai mult plasticul și unica folosință. Trecem pragul vechii biserici și intrăm, de fapt, în ceea ce doamna Chiașna a adăugat. A adăugat, se văd după stâlp, s-a văzut în 77 la cutremur, a fost așa un pic mișcat, dar vreau să ne oprim aici asupra unui chip. Dacă doiți atent în icoană, sus avem registrul imnului acatist, iar mai la intrare chiar sinodele ecumenice. Dar acolo jos, în genunchi, e un călugăr care n-avea ce căuta în Ierusalimul prezenței Maicii Domnului acolo, da? La imnul acatist. Ei, călugărul acela, după toți, este acest teribil Dobromir cel tânăr sau cel mic, un bulgar după neam, un absolut talentat, pictor, care pune în valoare foarte bine toată cultura epocii în ceea ce privește iconografia. Iar mie dragă icoana aceasta, de la Mircea Ciobanu Voievod, cu doamna Chiașna, cu copiii care ajung voievozi la rândul lor, cu tot ceea ce înseamnă, uite-te tot ce înseamnă, că tot le-a plăcut terminologia de familie tradițională, cam asta e familia tradițională, cea care naște voievozi. Cea care naște voievozi este familie tradițională, adică știu fiecare despre fiecare. Gândește că Neagoie reface biserica după tradiție, respectându-și neamul lui cu Vlad, aducându-și aminte că este neam cu Vlad și reface biserica în amintirea lui. Suntem într-o lume în care, cum să-i spunem, aristocrația nu era simplu fapt că aveai câte un filigram într-un colț de hârtie și o carte de vizită. Și era prin viață și prin ceea ce au realizat. Mă uit de ce luminoși sunt și cum istoria i-a lăsat să fie îmbrăcați în haine de lumină. Aici jos, dacă te uiți, sunt mormintele multora dintre ei, chiar au un mitropolit al lui Vlahie într-un colț, sau a fost Tristaez Rafael, cel care a muncit enorm. Merită să vezi în cartea lui Nicolae Șerbănescu, merită să citești atent daniile și toate documentele care atestă cât de mult a fost susținută această mănăstire, pentru că ea era pe un lac și avea nevoie de lucruri prin care să subziste. E fascinantă această istorie în care comunitatea își susținea locașurile de cult. Fără să facă din asta nici de cum un spectacol întreg și o vendetă întreagă în ceea ce privește biserica. Tot aici mi se pare că sunt fascinante inclusiv icoanele acestea ale sinodelor ecumenice, după cum vezi, un pic crăpate, afectate de la cutremurul din 77, dar arată odată în plus tradiția Sfintei Biserici, viața Sfântului Nicolae sus. Observ cum se leagă între ele istoria cu meta-istoria. Este sensul cel mai deplin al iconografiei creștine. Aici e cosmosul întreg cu oamenii în el. Câtă maestrie în a le prezenta pe toate și ce bijuterie este în ansamblu. Da, suntem de fapt în afara bisericii cele bătrâne și ne îndreptăm spre ieșire doar ca să reluăm un pic inclusiv Evanghelia de astăzi. O bucurie. Adică de la lumină la lumină, de fapt. De la lumină la lumină. Suntem într-o seară minunată când filmăm. De vară. E liniștea aceasta care presupune că intrăm în vară deja și chiar dacă țara e tulburată încă sau poate că viața e tulburată, astfel de locuri fac ca, nici nu știu cum să spun, să se repornească liniștea. Pentru că nu e doar un loc de păstrare a liniștii, ci și de repornire a liniștii. Da, deci trebuie să reținem că de aici trebuie să ne încărcăm bateriile, din astfel de locuri. Da, sau cum zice Părintele Patriarh, în prefața cărții pe care o ții în mână de la începutul celelalte emisiuni, să spunem. Și pe care tot am vrut să o prezentăm, pentru că este un iconostas, de fapt, al bisericii acestea. Frumoasă carte de prezentare, rar, credință, literatură și legende, nu? La Snagov, dar se face o cruce de lumină în mijlocul apelor. E frumoasă imaginea. E o cruce de lumină pentru că până la urmă
Hristos e lumină și când alege astfel de locuri să-și adune ucenicii și să-și pună la dispoziție harul său pentru ca să crească inima omului, trăiești cu adevărat bucuria aceasta a împărtășirii. Nu uita, aici după colț revin, sunt rămășițele tipografiei lui Antimidianu. Spate este o fântână de piatră cu foarte mare tradiție, care se spune că aparținea primei comunități de aici, iar undeva în stânga aici, cred că vom trece undeva și poate că putem surprinde cu camera de luat vederi, este biserica ridicată relativ târziu, în 1996, dar amintind de vechiul paraclis al lui Vladislav al II, care aici. La 1600 s-a dus către apa Snagovului. Sunt multe lucruri frumoase de aflat aici. Nu le poți aici. Cuprinde. Că nu pentru cei care ar trebui să vină în mai multe rânduri să participe la slujbele de aici și să se bucure și să se încarce din istoria acestor locuri. Da, odată în plus se vedește că locurile acestea revin insulare, sunt cele care ajută într-un fel sau altul construcția de spirit a unei comunități. Am ținut să venim pe linia porții ca să vezi cât este de dezaxată, dacă vrei, față de intrarea inițială biserica, dar vezi, din dorința de a închega în jurul unei voințe de voievod, să-ți pese de vorba celui care a fost înaintea ta pe tron. Da, de testamentul lui. Testamentului. Că batjocorirea continuă a lucrurilor care cu adevărat țin un neam, nu pot să îndrepte lucrurile. Când ne așezăm pe ax și mergem spre Ținutul Gadarenilor să auzim ce s-a întâmplat cu ei. Este duminica în care aflăm despre această poveste, tot din Evanghelia de la Matei, la capitolul 8. Același capitol 8. Și trecând el dincolo, în Ținutul Gadarenilor, l-au întâmpinat doi demonizați care ieșeau din morminte foarte cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea și iată, au început să strige și să zică: ce ai tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Departe de ei era o turmă însă mare de porci păscând. Iar demonii îl rugau zicând: dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci. Și el le-a zis: duceți-vă. Iar ei, ieșind, s-au dus în turma de porci. Iată, toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit și, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații. Și iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-l, l-au rugat să treacă din hotarele lor. Trecem și noi din hotarele mănăstirii, nu în Ținutul Gadarenilor, dar cred că ar trebui citită mai des Evanghelia aceasta a Gadarenilor, să se vadă odată în plus că sunt oameni care prețuiesc mai mult porcii decât oamenii. Am spus-o cu fiecare tălcuire a acestei Evanghelii, dar merită reamintit. Uneori, oamenii sunt mult mai valoroși decât economia din jurul oamenilor. Interesantă și actuală Evanghelia. Pe mine mă cutremură de fiecare dată, pentru că ne arată odată în plus că nu citim corect Evanghelia. Nu știu, Doamne, iartă-mă. Se vedește acolo o discrepanță majoră între bucuria de a aduce oameni de la moarte. Știi că ascunși între morminte, de fapt, erau tratați ca morții. Ăsta este adevărul. Oamenii în situația aceea pentru comunitate erau loseri, erau mai mult decât izolați, erau morți, niște agonici. Se întorc agonici acasă și tu stai și îți numeri porcii. E boală grea asta, știi? E boală foarte grea și ai remarcat că întotdeauna presiunea economică pusă pe factorul politic, pe factorul moral al unei societăți, distorsionează adevărul de dragul deschiderii unor locuri de, știu eu, orice fel de câștig economic. Tot ceea ce s-a spus și în perioada coronavirusului, că ar fi periculos, că poate să pună în pericol pe X sau pe Y, a devenit o dată acceptat, nu e nicio problemă. Observ, uneori factorul economic revin, distorsionează adevărul. Ceea ce mă pune pe gânduri în Evanghelia aceasta este că Domnul Hristos iarăși face minuna dincolo de mare, dincolo de Ținutul Tiberiadei. Adică, într-un fel sau altul, duminica trecută în Capernaum îi zice, se miră de credința unui străin, iar aici, aceia străini, pe unii învie, iar ceilalți la lungă. Sigur că avem aici mai multe, cum să spunem, planuri de idei, de idei. Poate că ne îngăduie Dumnezeu la un moment dat să ajungem până acolo, să vedem despre ce vorba. Să nu uiți că suntem prin Gadara, suntem în Ținutul Decapolisului, deja unde chiar mâna iudaică, de exemplu, Irod cel Mare îngăduie să se construiască la Seforis mai multe. Era o atmosferă așa mai liberă, mai grecizată, erau mai liberali ca atare. E foarte posibil ca în drama lor să le fi lipsit exact crucea din vârf, adică exact credința.
construiseră orașe noi, aveau o cultură nouă. Nu erau niște oameni de dați, creșteau porci, printre altele, asta presupune că îi negoțătoreau sau chiar îi consumau. Și atunci, în fața unei alte religii, Domnul Hristos, observ, nu pune presiuni, ba da, bă, eu vreau să vin, să vă propovăduiesc, să vedeți ce bun sunt. Simte că misiunea, că sămânța a fost aruncată și atât. Gândește-te, oamenii înviați din moartea lor nenorocită, chinuiți de diavol și reașezați în cumințenie, au fost apostoli în zonă, toți știau, bă, ăștia săia care au fost îndrăciți, mă, și a vindecat tipul ăla de la Capernaum, care a trecut pe mare, îți dai seama ce e acolo. Adică îi rămâne o piatră de sminteală și de scandal pozitiv. Eu zic că acolo e lecția grea a misiunii Mântuitorului Hristos în zona aceea. Ți-aduce aminte că în alte situații oamenii așteaptă, îl primesc, ca și în cazul femeii samarinence, unde cei din Samaria care erau crescuți, nu erau în duhul acel al siharului, al muntelui care are templu, deci erau ținuți așa, ei aveau o cultură de templu, se vedea ca originea aceea curată israelită, pe când aici, pe partea cealaltă, avem popoare, avem altceva, cum să spun eu, dendrita ultima a Galilei neamurilor, care a trecut un pic peste apă. Până astăzi zona nu e ușoară și trebuie să spunem asta, că odată în plus, cred că nouă ne lipsește o cunoaștere profundă a istoriei Țării Sfinte și a Vechiului Testament, pentru a putea înțelege de ce acolo Hristos scoate dracii și de ce oamenii de acolo au reacția aceasta, ca să înțelegem ce fundament le lipsește. Ia uzi, astăzi pe mulți spunând că, da, des am auzit în perioada pandemiei cum biserica nu poate apela la tradiție, că nu o are. Au inventat ei, au scurtat tradiția că deranjează. Ori Domnul Hristos aici joacă această întâlnire între El și îndrăciți, pe o tradiție pe care ei nu aveau fundamentul să înțeleagă ce a făcut El și deranjează. Foarte interesant și trebuie reținut un alt aspect, că diavolul îi cere îngăduință Mântuitorului să meargă în acea turmă de forță. Și până în ultima clipă, adică Sfântul Ioan Gură de Aur, când comentează Evanghelia aceasta, spune că Domnul Hristos se arată milostiv cu parșivul, cu vicleanul. Nu ne izbăvește de cel viclean ăsta, că zice, eu te respect, știi, adică îi auzi foarte des, pe foarte mulți spunând că, de altfel, cred că foarte mulți dintre oamenii care nu luptă împotriva ispitelor care îi chinuie, îl acceptă pe Iisus Hristos ca un iluminat, ca un om moral, îi cântă în struna lui Hristos. Sfântul Hristos nu de cântat în struna are nevoie, ci să schimbi viața. De fapt, ce propune El oamenilor acela este să-L schimbe viața și le-o schimbă clar. Îi scoate de la moarte la viață, de la întuneric la lumină, de la îndrăcire la îndumnezeire. Înșele că s-a atins de ei Dumnezeu, de fapt, prin atingere Hristos îi îndumnezește, încât și iadul din ei se cutremură și fug draci afară. Știi, mai e o întrebare când întreba care e numele tău, Ligioan, adică legiune, adică 100 și ceva de oameni, mulți. Asta arată odată în plus că pe un mal al Tiberiadei vorbim despre, nu, în Capernaum vorbim de o lume israelită construită în jurul sinagogii, în Tiberias vorbim de excesul de zel al unui împărat care i-a dăruit lui Tiberiu prin nume, răzând un vechi cimitir evreiesc și construind o cetate cu toate ale Romei, iar peste mare era cultura aceasta greacă a admisibilității, a libertăților, care nici Tiberiada, nici Tiberiasul, nici zona de dincolo de mare nu concordă cu propunerile șocante ale lui Dumnezeu de a-ți pierde porcii în favoarea oamenilor. Deci undeva unde lovește adânc este în această economie a economiei, fără de care, de fapt, mântuirea omului nu există. Ce ar trebui să înțeleagă cei care sunt apăsați de griji, de ispite, de necazuri? Aș prefera malul ăsta, malul celuilalt. Pentru altă parte, avem Palatul Snagov, în care până astăzi se desfășoară o serie de lucruri care țin de lumescul din noi. Liniștea mănăstirii nu perturbă neliniștea lumii. Ar fi bine dacă am reușit cumva să învățăm pe oameni că pentru momentele de liniște trebuie căutate locuri liniștite. Că liniștea aceasta a trăirii cu Hristos, observ, pare cimitir unde trăiesc. Este, sunt morminte unde locuiesc oamenii aceia. Dar și acolo Dumnezeu te găsește. Ești găsit de Dumnezeu, ești crescut de Dumnezeu, apărat de Dumnezeu, protejat de Dumnezeu. Nu e spațiul al lumii astea care să pară că nu e crescut de Hristos pentru a te salva, pentru a se întâlni cu tine. Nu refuză întâlnirea nici măcar între morminte. Și m-am mai gândit la ceva. Cred că forța asta a Mântuitorului de a intra între morți vine și din faptul că va birui moartea. Are un sentiment de
nevoie de a le spune oamenilor în repetate rânduri și foarte des modul în care poate construi cu ei eliberarea de întuneric. Pentru că, de fapt, eliberarea de demoni nu e altceva decât eliberarea de întunericul ăsta în care ne zbatem cu ifosele noastre, cu fățăriile noastre, cu părerea noastră de sine și cu celelalte toate. Simți cum bate răcoarea pe... Avem șansa marului acestuia și a posibilității de a ne încărca bateriile. Asta înseamnă că tot ce pe malul celălalt ține de gadaren. Dar ne arată odată în plus că avem nevoie să înțelegem de plin. Lucrurile liniștite trebuie să stea în liniștea lor. Comportamentul insular și pun ghilimele al bisericii are ceva din nevoia de a-și păstra energia pentru a putea ajuta atunci când e nevoie. Poate că părem singuri conservatori, ev mediu, ce ev mediu românesc am avut, habar n-au ăștia care vorbesc de evul mediu, de dinastiile acestea cu... Dar, în aceeași măsură, cred că e important să le spunem oamenilor că lucrurile sunt construite de Dumnezeu în favoarea noastră. Noi nu avem o lume care se opune unei lumi, ci avem o lume care are nevoie să transfere celorlalți lumină și cordialitate între ei. N-ai ce face. Pornim spre alte locuri încărcate de istorie și de spiritualitate și nu le descoperim acum prietenilor noștri telespectatori. Să spunem că mergem toți spre o mănăstire. Toți spre o mănăstire. Le mulțumim și părintelui Stareț și părintelui Patriarh care ne-a îngăduit să filmăm în aceste locuri. Oameni care au contribuit inclusiv la construirea acestei pârghi de legătură cu lumea din afară, fără a socoti atunci când ajungem pe malul celălalt că am ajuns noi în Gadara. Ferească Dumnezeu, dar e un pas spre ceilalți ca să le spunem Dumnezeul nostru liniștit, care pare insular câteodată, întotdeauna e de partea voastră. Și le spunem încă o dată celor care ne urmăresc că invităm din tot sufletul să vină și să vadă aceste locuri, să le descopere singur. Noi le-am oferit doar așa ceva cât să vadă cât de frumos și de interesant este. Îndrăznesc să spun că aici primesc binecuvântarea unui mitropolit martir, Antim Ivireanu, și prietenia unui vodă de talia lui Țepeș, de care tare mi-e teamă că avem tare mare nevoie în vremurile noastre. Vă mulțumim și mergem mai departe. Doamne ajută!